Ilie Cioară, Mintea și Materia. În mărețul infinit nu-i decât o energie cosmică universală. Ea este perfecțiune în natura sa reală. N-a fost creată de nimeni. Ea există doar prin sine, ca putere creatoare în a ei nemărginire. În imensul său cuprins aflăm imperfecțiunea. Piatră, plante, animale și oameni, zisă lumea, având fiecare în parte șansa de evoluare. Să venim cu precizări, inerentă explicare. Orice progres confirmat prin transformare are loc prin moarte și completă detașare. De cea fost mai înainte și îndată înviere, ca un veșnic început și absolută înnoire. Pentru a trăi din plin, moartea strict esențială, altă cale nu există de transformare totală. Deci, se moare și înviază în ritm cu a vieții mișcare, și asta se întâmplă constant cu perfecta integrare. Iar materia și mintea nu sunt deloc separate, au aspecte diferite, care, practic, le desparte. Dar originea e aceeași, o origine comună, care apare și dispare prin degradare deplină. Și materia și mintea sunt prin ele trecătoare. Numai ceea ce e mort poate în sine ca să moară. Viul, cel etern în noi, e continuu trăitor. Nu va pieri niciodată, fiind veșnic nemuritor. Știința prin acumulări de cunoașteri trecătoare cu vremea e desmințită de altă investigare. Așadar, nesiguranța o însoțește în mod frecvent, demonstrând cu prisosință cât de șubred e știutul de moment. Ea susține că materia e baza elementului mental, iar atunci când vine moartea, omul dispare total. Este oare adevăr? Susținerea inepție cu efecte derutante pentru întreaga omenire. Religiile, dimpotrivă, afirmă mintea-i sacru socotită cu însușiri miraculoase, materia de ea creată doar prin simpla comandare cu putere infinită. Deci, religia susține că mintea e desăvârșită. Ambele, prin tot ce afirmă, sunt păreri înșelătoare. Mintea, prin acumulări și credință amăgitoare, incapabile să afle existența infinită, care singură s-afirmă doar în mintea cea smerită.